Deci, evident că, chiar și vreau să vorbim de joc, pentru că am început destul de bine și suntem conștienți că putem juca fotbal. Dar dumneavoastră știți problema, unde noi nu putem să ținem ritmul. Și iarăși s-a văzut acest lucru, unde acele 30 de minute pe care noi le-am jucat bine și am creat două ocazii destul de bune, n-am mai fost pe parcursul acelor 90 de minute care trebuie să le ții. Din cauza acelei componențe reduse pe și băncii noastre de rezerve. Dar să răspund la întrebarea dumneavoastră, ține de acele 30-40 de minute, pentru că noi sperăm că lucrurile se vor schimba și noi vom reuși să aducem jucători în componența noastră. Da, desigur, 30 minute în care ați fost la anumite capitole superioare, dar cei vulcani au fost și ocaziile în startul meciului, chiar după câteva secunde în începutul meciului, atunci când 1-1 s-a ratat. Credeți că acel gol marcat de către Dacia Vulcani a demoralizat echipa dumneavoastră, astfel încât s-a făcut pasul înapoi? Desigur, este neplăcut să ratezi, dar oricum, noi am ținut ritmul și a apărut și altă ocazie imediat după ratarea lui. Exact. Deci nu pot să zic că noi am cedat. Am cedat pe parcursul timpului. N-am cedat psihologic din cauza că n-am ratat, am continuat în același ritm. Dar efortul și meciurile care le-am jucat deja 6 meciuri, acei jucători au ținut și deja și în două reprize au apărut accidentările de care noi ne feream, dar din păcate vedem că nu sunt jucători de fier. A contat foarte mult lipsa lui Ion Mărică în acest meci? Pentru noi, cum am zis și la interviu, la meciul precedent, orice om este important, pentru că când Dacia poate să-și permite să scoată 5 jucători de la același nivel, noi azi, de exemplu, am dat șansă la doi copii de la 16-17 ani. Dacă era Mămăligă în teren, evident că noi aveam o schimbare cel puțin egală. Da, apropo de componența echipei dumneavoastră, pentru că pe banca de rezerve nu se află niciun portar, Bătuc astăzi un meci foarte bun, în povida faptului că a încasat 4 goluri, foarte multe intervenții. Există pericolul, oricum, ipotetic, există un pericol ca în fiecare joc, în cazul în care, din nefericire, dacă s-ar întâmpla, s-ar accidenta Bătuc, ce se întâmplă în acel moment, dacă ați gândit la nivel de staff tehnic, care este decizia? Avem o soluție, evident. Situația ne pune sub un anumit risc, dar noi avem soluție. Meci pentru mine, ca oricare meci, se începe de la zero, două echipe se luptă pentru 3 puncte. Nicătând am spus foarte mult, am atras atenția săptămâna asta să nu fie subestimat adversarul, deoarece este codașa clasamentului, nu are puncte, dar trebuie să respectăm orice adversar, să ne pregătim către el, să folosim superioritatea noastră, în teren trebuie să demonstrăm că suntem mai buni. Ceea ce au făcut băieții, au demonstrat, deși s-au jucat abia după 68 de ore de la ultimul meci, dar au avut stăruință, au avut dăruire, au avut disciplină de joc, ceea ce s-au remunerat cu golurile marcate. Au fost peste adversar, de ce îi felicit pentru efortul depus. În aceste momente, de aceea, Bălcani s-a întâmplat poziția 4, știu că dumneavoastră spuneți că este prea devreme să vorbim despre luptă pentru locul 4, însă, la momentul actual, se prevede luptă între Dinamo Auto și de aceea, Bălcani pentru locul 4, care poate duce spre terminarea lui UEFA Europa League. Contează acest lucru pentru club, pentru băieți, pentru moralul lor? Această lucru este un obiectiv, poate. Vreau să spun așa, că cel mai important pentru o echipă tânără să progreseze de la meci la meci. Ne uităm și la rezultat, ne uităm și la stilul de joc care trebuie să fie mai departe îmbunătățit, perfecționat. De ce mergem de la meci la meci? Ne bucurăm. Sincer, ne bucurăm că ne aflăm cu echipele sus, acolo, mai aproape de liderii. Dar asta doar prin munca care o demonstrează băieții zi de zi la antrenamente și la meciuri. Altfel nu va fi absolut nimic dacă nu va fi munca și efort zi de zi. De aceea îi mulțumesc pentru ceea ce demonstrează și în teren și la antrenament. Asta e rezultatul, roada muncilor. Pentru a da puțin și din casă pentru banii care ne urmăresc, în mod special poate pentru Galerii, pentru banii Dacia Bălcani, urmează meciul cu Speranța Muspărani, o altă echipă care se află la coada clasamentului. Înaintea unor astfel de partide de jucători, urmăresc meciurile adversarului, din ce cunoașteți dumneavoastră, sau se ocupă de acest lucru staful tehnic?
Da, evident, se ocupă staful tehnic ca să-i pregătească la toate capitole, toate cunoștințele despre adversar, trebuie jucătorilor lămurite, explicate, deoarece sunt tineri, trebuie să știe cum de jucat contra unui adversar, trebuie să știe ce momente trebuie fructificate, unde trebuie să facem anumite lucruri, în ce zone, de ce asta e și este munca în timpul ciclului săptămânal. Ne pregătim către următorul meci, adversar foarte interesant, experimentat, cu jucători buni, de ce ne așteaptă un meci interesant și ne pregătim ca de orice meci. Apropo de această echipă de voastră, care pare foarte bine închecată din toate punctele de vedere, astăzi, comparativ cu meciul trecut, mult mai multe faze ofensive. Urmează și alte întâlniri? Aveți în discuție acest lucru sau rămâne aceeași echipă până la finalul perioadei de tranziție? Cred că până în perioada de iarnă, totuși vom rămâne în această formulă. Doar se întâmple nu știu ce, poate să adauge un jucător, doi. Dar nu sunt sigur, eu sunt mulțumit de acești băieți pe care i-am la lot, sunt mulțumit de munca lor, de aceea cred că mergem tot așa.